Salutare și bine ați venit la un nou episod. Astăzi vreau să vorbesc despre o țară mică, despre care nu se scriu foarte multe la noi, care este exemplul tragic al unei țări pornite acum câteva decenii pe calea prosperității și dezvoltării, dar care, din păcate, astăzi este într-o situație fără ieșire. Mă refer la Liban. Libanul, până la finalul Primului Război Mondial, a fost o provincie otomană. Când Imperiul Otoman s-a destrămat, a intrat sub mandat francez. Apoi, pe 26 mai 1926, a fost adoptată o Constituție care stabilea o Republică Democratică cu sistem parlamentar. Iar în septembrie același an, 1926, Franța a stabilit Republica Libaneză, care a rămas totuși sub mandat francez. În 1943, în timpul celui de-al doilea război mondial, Libanul a profitat de slăbiciunea regimului de la Vichy și și-a declarat independența. Libanul are o particularitate, este o țară multiconfesională. Majoritari erau creștinii maroniți, apoi musulmanii, șiiți și suniți, creștini ortodoxi, o minoritate și druizi. Având în vedere această structură a populației, după război, libanezii au instituit un pact național nescris, conform căruia și-au împărțit funcțiile de putere de autoritate în stat. Astfel, președintele trebuia să fie totdeauna un creștin maronit, acestea fiind cea mai mare parte a populației. Președintele Parlamentului urma să fie un musulman șiit, prim-ministrul un musulman sunit, iar vicepreședintele Parlamentului și vicepremierul creștini ortodoxi. După sfârșitul celui al doilea război mondial, Libanul a cunoscut o perioadă de dezvoltare, o perioadă de prosperitate, el devenind un centru comercial și financiar regional. În acea vreme, în anii 60, Libanul era cunoscut drept Elveția Orientului, datorită dezvoltării sistemului bancar, iar Beirutul, capitala, era cunoscută sub numele de Parisul Orientului, investită pentru viața de noapte, pentru baruri, pentru restaurante, un oraș luxuriant, un oraș în care se trăia bine. Însă, din cauza conflictului arabo-israelian, Libanul a fost atras în acest conflict, mulți palestinieni s-au refugiat în Liban din Israel, ajungând să reprezinte chiar 10% din populația țării și schimbând balanța demografică acesteia. Problemele au apărut și din faptul că a existat un clivaj între preferințele dintre comunități. Comunitatea creștină era pro-occidentală, înclina spre o apropiere față de țările occidentale, pe când populația musulmană era anti-occidentală. De aici au apărut fricțiuni, au apărut tensiuni, acest aranjament al împărțirii puterii care teoretic ar fi trebuit să ducă la o armonizare a pozițiilor, de fapt a dus la o antagonizare a acestora, astfel încât în 1975, în urma unui incident banal care nu s-ar fi zis că poate duce la așa ceva, a izbucnit un război civil devastator care a durat 15 ani, până în 1990. Țara, în urma acestui război civil, a fost ruinată, a fost distrusă. Războiul civil, după cum am spus, a terminat în 1990. Ulterior, țara a fost ocupată, partea de nord de Siria, iar partea de sud de către Israel. Israel a ocupat partea de sud, deoarece milițiile Hezbollah lansau atacuri cu rachete asupra Israelului, de pe teritoriul Libanului, iar Israelul a creat în sudul Libanului o zonă tampon, astfel încât rachetele Hezbollah să nu poată atinge teritoriul israelian. Ocupația israeliană s-a terminat în anul 2000, iar ocupația siriană în anul 2005. A urmat în continuare o perioadă în care a alternat stabilitatea, agitația. Cert este că toată această situație instabilă a determinat o serie de crize economice, cea curentă pe care Libanul o parcurge acum, fiind cea mai gravă dintre acestea. S-a ajuns în situația în care moneda s-a devalorizat și practic nu mai există resurse financiare pentru importuri, în special importul de combustibil. Statul nu mai poate asigura alimentarea cu energie electrică și s-a ajuns la situația în care au apărut generatoare electrice de cartier. Pur și simplu, un anumit în cartiere s-au instalat generatoare diesel mari. Cine are bani se conectează la acestea și este alimentat cu energie electrică. Nu știu să mai fie vreo țară în care să existe o asemenea situație la o asemenea scară. În cazul în care cunoașteți o țară care se găsește într-o asemenea situație de să aibă generatoare de electricitate de cartier de asemenea dimensiuni, vă rog să lăsați jos în comentarii, chiar sunt curios dacă mai există. Luna trecută, deci în ianuarie 2022, criza a cunoscut o adâncire. Lira libaneză, care deja era în cădere, și-a accentuat această cădere, iar alegerile, care sunt prevăzute pentru 15 mai anul acesta, 2022, se pare că vor fi amânate sine die.
Situația economică este deci foarte gravă, inflația este scăpată de sub control, produsele sunt foarte scumpe și veniturile sunt foarte mici. Pentru a face o comparație și a înțelege cum s-a ajuns la această situație, la finalul anilor 90, lira libaneză a fost legată la un curs fix de dolarul american, de dolar. La un curs de 1500 de lire pentru un dolar, ceea ce a reprezentat o supraevaluare a lirei, având în vedere starea economiei libaneze. Băncile, sistemul bancar, Banca Centrală au reușit să susțină un timp acest curs până când situația economică n-a mai făcut față. Și astfel, lira a început să se devalorizeze, iar, de exemplu, în ultimii 2 ani, cursul a scăzut cu 90%. Cum Libanul, după cum am spus, importă foarte multe lucruri, combustibil în primul rând, pe lângă criza valutară a apărut această criză de combustibil, care a făcut să fie cost foarte mari de mașini la benzinării, oamenii stau zile întregi la coadă, nu se știe dacă pot alimenta sau nu. În plus, guvernul a fost nevoit, din lipsă de resurse financiare, să elimine subvențiile la combustibil, ceea ce a făcut ca odată în plus prețul acestuia să crească. Poate unii dintre voi țin minte cum la sfârșitul anilor 80, înainte de căderea comunismului, treceam și noi, România a trecut printr-o situație similară în care se întrerupea alimentarea cu energie electrică. Aveam benzina pe cartelă și nici aceea nu puteam lua când voiam pentru că trebuia să stăm la cozi mari la benzinării și nu știam dacă apucăm sau nu apucăm benzină. Deci libanezii trec și ei printr-o asemenea situație. Cei care ați trăit vremurile acelea în România, sigur vi le amintiți și știți prin ce greutăți trec libanezii astăzi. Aceste două crize, criza de combustibil și criza valutară, au determinat efecte în lanț. De exemplu, spitalele, sectorul sanitar suferă foarte mult, atât din lipsă de energie, cât și din lipsă de medicamente și materiale, care în majoritate sunt importate. Și foarte grav este că sunt medicamente vitale care lipsesc, cum ar fi insulina, medicamentele oncologice. Deci situația este chiar disperată. Tragic este însă că nu se vede nicio soluție. Guvernul practic nu mai funcționează, corupția este omniprezentă, iar încrederea populației în politicieni este zero, chiar sub zero. Nu mai are nimeni încredere că cineva poate remedia situația. Cea mai mare parte a tinerilor visează să ia o viză de emigrare, să emigreze în altă parte, pentru că nu mai văd niciun viitor în Liban. Ceea ce este foarte trist, foarte tragic, pentru că, repet, era o țară care în anii 60 pornise pe o cale a dezvoltării, a prosperității, iar astăzi se află, cred că nu e pe marginea prăpastiei, ci chiar a depășit marginea prăpastiei, este în cădere liberă. Puneți-mi, vă rog, în comentarii ce părere aveți, cum vi se pare situația Libanului, dacă voi credeți că există vreo soluție la această situație, care ar fi aceea, dacă vedeți una, ce ar putea să facă guvernul, ce ar putea să facă populația, dacă faptul că majoritatea tinerilor doresc să emigreze este ceva pozitiv pentru țară, probabil că nu, dar soluția individuală, până la urmă, omul are o singură viață și vrea să-și o trăiască. Și în final, nu uitați să vă abonați dacă deja n-ați făcut-o, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări de fiecare dată când postez un clip și dați un like dacă vi s-a părut interesant, dacă v-a plăcut. Toate acestea mă ajută pentru că YouTube-ul va sugera clipul la cât mai mulți privitori. Mulțumesc și pe data viitoare!